Salut, bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare unboxing-ul tabletei Orview X5 Nano Q, un gadget care se adresează tuturor celor care doresc să se conecteze la internet de oriunde și oricând. Avem de a face cu o tabletă cu conectivitate 3G. Printre altele, tableta poate fi folosită și pe post de telefon mobil. Are și GPS, procesor quad-core și sistem de operare Android 4.4.2 KitKat. Pe partea din spate a cutiei găsim mai multe caracteristici. Le voi enumera foarte rapid. Tableta este și destul de subțire, are 9,9 mm grosime. Ecranul de 7 inci are rezoluție de 800x480 pixeli. Camera frontală are 1 megapixel, camera secundară 3,2 megapixeli. Memoria RAM este de 512 MB. Memoria internă este 4 GB, iar greutatea tabletei este 396 de grame. Haideți să deschid cutia, să vedeți ce se află înăuntru. Certificatul de garanție, tableta. Aceasta este versiunea pe negru, mai există o variantă pe alb. Pe partea din față este o țipră de protecție pe care sunt menționate principalele caracteristici. Procesor quad-core, ecran de 7 inci cu rezoluția de 800x480 pixeli, funcție de apelare 3G și sistem de operare Android 4.4. Tableta arată foarte bine, se ține ușor într-o singură mână. O voi și aprinde. Veți vedea și cât de repede butează la prima aprindere, la prima pornire. Soluția grafică este Mali 400MP, iar procesorul quad-core va conduce cu siguranță la posibilitatea de jucare a celor mai noi titluri disponibile în Google Play. Iată, a pornit tableta. Voi reveni cu un review detaliat. Însă mai întâi vă arăt și ce se află în cutie. Pe lângă tabletă avem un cablu micro USB, un set de căști ARBE. Trebuie să recunosc că îmi plac foarte mult aceste căști. Iată-le. Mai avem manualul cu instrucțiuni. O licență de antivirus Bitdefender Mobile Security. Și încărcătorul. După cum spuneam, voi reveni cu un review detaliat al acestei tablete. Până atunci, vă invit să-mi recomandați și alte gadgeturi pentru teste.